percheziții în această dimineață la Satu Mare într-un caz de evaziune fiscală. Acțiunea oamenilor legii a fost coordonată de DICOT Ploiești, care au și pus sequestru de 18 milioane de euro pe bunurile firmei controlate de omul de afaceri Florian Walter. Potrivit comunicatului de presă în perioada 2012-2013, firma condusă de Walter ar fi fost implicată într-un lanț de tranzacții comerciale fictive, al căror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnări legale de TVA. Omul de afaceri a fost dus la audieri. Alături de acesta au fost puse sub urmărire penală alte 22 de persoane pentru evaziune fiscale, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat. Alte peste 25 de persoane vor fi duse la audieri fără a fi puse sub învinuire de către anchetatori. Prejudiciul calculat la acest dosar este de 20 de milioane de euro. Perchezițiile au avut loc în județele Prahova, Ilfov, Giurgiu, Cluj, Satu Mare, Brașov și Brăila, precum și în capitală.